voi tâlharii de la PSD trebuie să plecați mai repede, nu comasate, ci pușcărie vă trebuie vouă. Am în mână denunțul lor, autodenunțul lor, ne-a parvenit pe surse acest proiect de ordonanță de urgență. Bună dimineața și bun găsit tuturor! Vorbim despre două proteste foarte importante și ambele se desfășoară relativ în același loc. Unul în Piața Constituției, aici unde ne aflăm și noi în aceste momente, și unul în fața Ministerului Finanțelor, exact lângă. Așadar, vorbim despre a doua zi de proteste în ceea ce privește taximetriștii. Puteți să vedeți în imagini, mulți dintre ei au rămas aici peste noapte. Astăzi sunt așteptați aproximativ 1800 de taximetriști care să vină și să-și ceară revendicările în fața Parlamentului. Știm, au cerut și o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu. Până acum nu a existat această întâlnire, motiv pentru care, iată, este a doua zi în care oamenii cer în continuare practic o egalizare a drepturilor celor care fac ride-sharing cu celor care fac taximetrie. Au venit la noi și niște reprezentanți. Salut, mâna, ce faceți? Cum sunteți, realitate. Vă mulțumesc, să vă apreciez. Sunt Cristina Popescu de la Spitaxi. Am înțeles că ați mai avut o discuție. Am avut cu reprezentanții dumneavoastră, sigur, și așteptăm orice reprezentant de-al dumneavoastră, vedeți că e chiar lângă, să discutăm, să vă expuneți doleanțele și să spunem concret cum putem să vă ajutăm. Știți bine că am fost la mai multe ministere cu colegii dumneavoastră, v-am susținut demersurile până acum și vi le susținem în continuare. Noi avem de câștigat alegerile, că altfel ăștia au primit bani de la Uber. Vă spun destul de clar. Și noi avem informații de genul ăsta. Noi astăzi am stat de vorbă cu guvernul Uberului, la guvern, nu cu reprezentanții țării. Orice doriți din partea noastră, suntem la dispoziția dumneavoastră. Șoferii noștri vă vor în piața lângă noi, acolo pe scenă. Dacă voi vedeți că e cazul și așa, pot să vin, nu-i problemă. Până atunci stau colegii mei alături de voi, aveți reprezentant din partea AUR. Dar în momentul ăsta voi trebuie să aveți parte de susținere populară cumva și mesajul ăsta că v-ați văzut cu guvernul Uber este absolut corect. Eu vreau să vă anunț. Da. O să intru în greva foamei. Deci peste 200 de taximetriști. Pentru că eu azi am simțit cea mai umilită din viața mea, fără să fac nimic greșit. Eu am plâns când am ieșit din guvern. Deci, eu asta o să fac împreună cu alți colegi de-ai mei. Dacă nu vrea nimeni să ne ajute, atunci o să-i forțăm să ne ajute. Pentru că nu mai putem. Vreți să ne înțelegeți că nu mai putem? Nu mai putem. Este gata. Este în curs exterminarea taximetriei. Deci nu ne ascultă nimeni. Mult mai departe. Am spus cu subiect și predicat. Poate vreți să treceți la Bolt și la Uber, sigur. Nu pot să mă duc la Uber, că-s taximetristă, sunt galbenă. De atâția ani mi-am crescut copilul din asta. Nu pot să mă duc acolo. Vreau România mea aici. Presiunea voastră, pentru că sunteți în momentul ăsta umiliți și jigniți, dar presiunea voastră nu trebuie să slăbească. Așteptăm și noi mapele. Mie să știi că mi-a răspuns, din păcate. Azi mă duc să-mi iau și eu buletinul. E în regulă. Mă duc să-mi iau buletinul și vin acum. Mi-am uitat buletinul, dragi prieteni. Dar mă duc să-mi iau acum, că intrăm la avocatul poporului. Motivul pentru care suntem aici e unul simplu. Vor să treacă o ordonanță de urgență neconstituțională. Noi nu vom avea cum să o contestăm. Doar avocatul poporului poate contesta la Curtea Constituțională ordonanțele de urgență, să suspende efectele, pentru că, practic, asta o să însemne fraudarea alegerilor. Vrem să oprim fraudarea alegerilor, de aceea vă rog să fiți alături de noi în aceste două săptămâni. Avem textul ordonanței, atenție, și de la implicarea STS-ului în alegeri, la imposibilitatea AUR de a avea reprezentanți în secțiile de vot, le-au trecut pe toate acolo. La cel mai evident lucru, comasarea, asistații sociali,
voturile plătite de către primari să meargă și către alegerile în, pentru Parlamentul European. Stai să-mi iau buletinul și revin la voi. Nu uitați să vă abonați, cât îmi iau eu buletinul. Buletinul meu nu e. Unde găsesc buletinul? Da. Ia uite-te tu la mine pe birou, n-am buletinul acolo, n-am portofelul, că nu știu unde mi l-am lăsat, nu e în mașină. Ba da, tati, e aici. E acolo? Aici. Trimite pe cineva, te rog. Da, da. Bine. Trimite pe cineva, bine. Mersi. L-am lăsat la birou. Vă ziceam, ia uite, 402 euro. Vă ziceam, dragi prieteni, că nu e posibil așa ceva. De frică AUR să comasezi niște alegeri, să faci niște lucruri neconstituționale semnate de mâna lor, să nu treci o lege prin Parlament ca să dai posibilitatea opoziției să conteste, o să ne luptăm cu ei. Bine v-am găsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Abonați-vă, dați like, distribuiți, comentați. Hai să împingem lucrurile, să meargă și în țara noastră. Am intrat în posesia ordonanței de urgență pregătite de guvernul Ciolacu pentru comasarea alegerilor și pentru fraudarea lor. Textul este aproape un autodenunț din partea lor. Vor să fure aceste alegeri și vor să ne ia șansa de a contesta la Curtea Constituțională eventualul act normativ. Nu o fac pe cale parlamentară, vor să dea această ordonanță de urgență care înseamnă comasare, care înseamnă implicarea STS-ului în alegeri, care înseamnă imposibilitatea AUR de a avea reprezentanți în secțiile de vot. Așa este formulată și au făcut textul de ordonanță în asemenea fel încât noi să nu avem nici măcar membri în secțiile de vot pentru cele 3300 de localități unde vom candida la alegerile locale. Nu era de ajuns că le-au comasat și că vor candida împreună. Alături de mine sunt doamna avocat Georgiana Teodorescu și domnul avocat Gheorghe Piperea. Sunt specialiștii noștri care vă pot enumera argumentele de neconstituționalitate pe care o să încercăm să le prezentăm avocatului poporului. Prima oară au invocat ca argument pentru alegerile comasate faptul că vor reduce cheltuielile. Dar tot 4 runde de alegeri, tot 4 zile de alegeri vom avea și în această nouă variantă prezentată de premierul Ciolacu. Era vorba de 9 iunie, de 29 septembrie, de 24 noiembrie și 8 decembrie și acum vom avea 9 iunie, 15 septembrie, 29 septembrie și 8 decembrie. Deci nu mai stă în picioare acel argument. Singurul argument este frica. Le este frică. Dar de ce ți-e frică? Nu scapi. Am în mână denunțul lor. Autodenunțul lor, felul în care încearcă să fraudeze alegerile pe 9 iunie. Nu avem loc în secția de vot. Nu vor să țină cont de alegerile din 2019. S-au gândit ei cum să facă și iau în calcul rezultatele obținute în 2019, nu europarlamentarii actuali cum era până acum, și comasarea alegerilor făcută sub forma asta, profund neconstituțională, în opinia juriștilor noștri cu care vom intra la Avocatul Poporului. Vă așteptați ca Avocatul Poporului să facă o sesizare la Curtea Constituțională sau prin ce modalitate să împiedice această ordonanță? Asta este singura posibilitate, pentru că vor amâna această ordonanță de urgență până în momentul în care pe contencios administrativ, cealaltă formă prin care putem contesta la Curtea Constituțională, să nu se poată acest lucru. Credeți că intenția a fost tocmai împotriva partidelor din opoziție? Textul ăsta asta spune că nu avem voie să avem oameni în secții, noi cei de la AUR. E un text făcut cu dedicație. La alegerile din 9 iunie,
Completarea birourilor electorale de secție se face în prima etapă cu reprezentanții partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 2019, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute. Noi nu aveam atunci înființat... Nu era înființat partidul, efectiv. Până acum, regula era dacă ai europarlamentar. Și noi îl avem pe Cristian Terheș, îl avem pe Tudor Ciuhodaru. Așa s-a mers după o regulă până acum. Acum se fac reguli noi pentru împiedicarea AUR. Și mai sunt probleme. Ne-a parvenit pe surse acest proiect de ordonanță de urgență. Oamenii din instituții sunt absolut îngroziți de ilegalitățile pe care trebuie să le comită. Sperăm să îi împiedicăm. De aceea suntem astăzi aici la Avocatul Poporului. A few minutes later. Îi mulțumim doamnei Renate Weber, Avocatul Poporului, că și-a făcut timp să ne primească. I-am adus la cunoștință forma ordonanței de urgență neconstituționale pe care cei din Partidul Comasat Român au trecută de Ministerul Afacerilor Interne. Așteaptă să aibă o confirmare oficială, pentru că lucrurile prezentate de noi sunt foarte grave dacă rămâne această formă a ordonanței. Un serviciu secret, un serviciu de informații nu are ce căuta în procesul electoral. Faptul că se încearcă excluderea verificării constituționalității acestui proiect de lege, faptul că se încearcă amânarea până cu 2-3 zile înainte de a demara procesul electoral pentru adoptarea acestei ordonanțe de urgență, arată disperarea actualei guvernări. Doamna Renate Weber ne-a rugat să parcurgem toți pașii necesari și sperăm la o decizie de contestare din partea Avocatului Poporului a constituționalității acestui act normativ. Îi transmit domnului Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, să nu se înhăiteze cu infractorii, să nu își bată joc de Constituție. E fost militar. Înțeleg că nu-i plac totuși vinurile scumpe și compania tâlharilor, de aceea să nu acheseze la această variantă neconstituțională și să nu calce în picioare statul de drept și fragila democrație românească. O să avem iarăși o legătură în direct. De această dată vorbim de Mirel de la Târgu Măgurele, pentru că domnul Ciolacu l-a atacat la baionetă pe domnul Simion și domnul Simion va da replica fiind în direct cu noi, dar întâi de toate vedem atacul domnului Ciolacu, că e cu piesa, cu Macarena, cu Erica Isaac. Hai să vedem despre ce e vorba. Ați văzut în ultimul timp de la Simion vreo soluție? Până asta ați văzut, a venit să aibă un dialog coerent despre economie, despre ce se întâmplă în România. Nu spun că sunt toate lucrurile perfecte. Am reușit prin negocieri și pentru prima oară, când a existat o voce mai puternică în exterior și la Uniunea Europeană. L-am văzut pe ministrul de la agricultură. De câte ori s-a dus cu pârloaga, cu problemele fermierilor. Dom'le, eu văd că încet, încet toate aceste probleme și vocea României este recunoscută acolo și influențăm decizii europene. Și nu fac nicio diferență între Simion, Drulă, Barna, Cioloș. Spuneți-mi și mie ce au lăsat în țara asta. Păi, miliard la vaccinuri, au lăsat asta. Spitale în flăcări, n-am văzut nimic făcut ceva. Zero fonduri europene, zero autostrăzi. Mergea cu ranga să distrugă, păi, nu știu ce, chioșcuri. Ai, în cazul cu ce îi compar eu pe toți la... Cu ce? Cum e la Mirel din Turnul Măgurel. A Mirel cam, din Turnul Măgurel. Cam ăsta e stilul. Nu spuneți că se pricep la toate. Se pricep la toate. Le știu pe toate. Da, nu vin cu nicio soluție. Dă-le tu cuerpo, alegria, Macarena. Dansează fetele, nu înțeleg care-i problema. S-a trezit Mirel din Turnul Măgurel să ne facă educație, fără. Voi aveți probleme. Da, un fel de Macarena Meneito e discuția asta. George Simion este cu noi. Bună ziua, domnule Simion. Bună ziua, domnul Botin. Dar de ce s-a supărat domnul Ciolacu pe dumneavoastră? Că vă trimite buzdugani așa în bătătură
că n-ați făcut nimic, că lăsați, ia mai lăsați gargara așa politică, când o să faceți ceva, atunci să vorbiți. Păi eu să fac ceva, el era premierul, Marcel din Buzău. Nu știu cine e Mirel din Turnu Măgurele, dar Marcel din Buzău, care confundă economia cu covrigăria. El era premierul, nu eu. Eu o să am șansa să conduc România dacă românii mă votează și îi recomand programul de guvernare AUR, o să găsească destule soluții. Nu știu ce voce avem noi la nivel european în momentul ăsta în guvernarea asta, Macarena, a lor, a lui Nicu și Marcel, dar eu n-am văzut ca populația să trăiască mai bine, eu am văzut doar că facem concesii pentru americani, pentru ucraineni, pentru francezi, pentru germani. Marcel știe doar să distrugă și să se împrumute cu 4 miliarde de euro. Asta e vocea lui Marcel în momentul ăsta. Așa conduce el țara, așa conduce el economia. Acum, dacă Marcel Ciolacu, cel care contribuie la palatul lui Klaus Iohannis, nu are alte priorități guvernamentale decât comasarea alegerilor, decât un deceniu de stabilitate, să conducă el și cu Nicu încă 10 ani de acum încolo, vă dați seama care este nivelul. Discursul a fost ceva de genul așa, că domnule, să mă critique ăia care n-au făcut nimic, care n-au venit nici cu fel de soluție și cumva a venit la dumneavoastră cu povestea asta, cu viralul ăsta, Mirel din Târgu Măgurele, în sensul că Mirel din Târgu Măgurele e unul care zice că orice critică face pe nebunul așa, dar nu vine cu niciun fel de soluție. Cam asta era mesajul și aici voiam să știu care este răspunsul. Eu am fost ocupat, am creat de la zero un partid care chiar din opoziție ajută românii, vedeți caravana medicală AUR. Acum, nu știu, n-am ascultat varianta asta de Macarena, o știam pe cea veche, dacă vrea domnul Marcel Ciolacu să ne duelăm. Eu am rămas acum 10-15 ani cu versurile de atunci, vedem că e într-o disperare, e înfricoșat de AUR, vrea să comaseze alegerile, pot să-i citesc și eu din versuri, poți să fugi, dar o încurci. Da, un scurt comentariu. I-a zis domnul Matei de la PSD, vrea să fac un comentariu, ascultați-l. Acum, în ceea ce privește activitatea dumneavoastră, am spus din capul locului, caravana este un lucru foarte bun, felicitări. Dar nu putem să ducem în derizoriu toate acțiunile guvernamentale pe care dumneavoastră încercați să le puneți într-o anumită umbră. Ce a făcut? Ce acțiuni guvernamentale a făcut PSD-ul? E la conducere, nu eu sunt primul ministru. Marcel e primul ministru. Să ne spună Marcel ce a făcut. În această emisiune... Durează mult, nu-i așa? Durează mult. Eu în această emisiune sunt reprezentantul PSD-ului și pot să vi le explic fără niciun fel de problemă. Dați foc la țară! Manipulează populația crezând cineva că le va putea oferi ceva. Voi tâlharii de la PSD trebuie să plecați mai repede, nu comasate, ci aveți oameni de valoare și în partid. Îmi pare rău că aici este domnul general cu care sigur dar voi nu aveți doar hoți la vârf acolo în PSD-ul ăla. Sunteți niște nenorociți care trebuie să plecați cât mai repede. Dragii mei, mai am întâlnire la sediu și plec spre Cluj, v-am zis, Cluj, Sibiu, Alba Iulia. Mâine o să fim în toată țara strângând semnături și vă rugăm și pe voi să vă alăturați efortului de colectare a semnăturilor pentru a putea candida. Ăștia nu vor să ne lase să candidăm la alegerile din 9 iunie. Iar subiectul zilei, la o săptămână după ce am fost în America, este... Simion a fost arestat, n-a fost arestat. Ce se întâmplă? Da, Simion a fost arestat. Cei care mi-au citit cărțile pot regăsi acel moment în Republica Moldova. Hai să vedem ce zic și în material. La această oră, doamnelor și domnilor, vedeți dezvăluiri făcute de liderul AUR, George Simion, cel care a mers în Statele Unite ale Americii. Este intervievat acolo. Este întrebat despre momentul arestării. De fapt, spune jurnalistul că a fost arestat de mai multe ori și că a fost închis. Ei bine, George Simion dă din cap afirmativ, spune că așa este. Ne-am întrebat cu toții când a fost în arest George Simion.
Haideți să vedem, doamnelor și domnilor, ce spune într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 Siena. Sunt vinovat că am dat din cap, pentru că eu am învățat engleză la școală, unii nu știu să lege două vorbe. Am fost arestat, adică am stat în spatele gratiilor, la Chișinău, în noaptea de 26 spre 27 martie 2009, am fost arestat acolo de către regimul Voronin, care nu iubea acțiunile unioniste, cum nu iubește nici actualul regim de la Chișinău. Am fost ridicat de pe stradă sub pretextul că se comisese un jaf în zonă, dar motivul real era manifestația de a doua zi, din 27 martie, de ziua Unirii Basarabiei cu țara. Este de notorietate publică, am scris asta în cele două cărți semnate de către mine, am povestit acel episod, se găsește și în presa vremii. În rest, după cum știți, eu am fost activist civic, am luptat pentru cauzele drepte ale românilor și de multe ori am fost încătușat, îngenunchiat, dus la secție de către poliție, jandarmi și alte autorități în România. În România, domnule Simion, ați fost vreodată arestat? N-am fost arestat, am fost doar reținut și dus la secția de poliție. Adversarii dumneavoastră politici susțin că prin această declarație dumneavoastră ați mințit public și că ați încercat să vă victimizați. Este adevărat? Nu este nicio declarație, pur și simplu am încuvințat ceea ce a spus într-o engleză literară realizatoare. Vă temeți, domnule Simion, că în România ați putea fi arestat, având în vedere acest an electoral? Având în vedere felul în care se confecționează dosare la comandă, vedeți cazul primarului Piedone, sigur că există această posibilitate, dar nu mă tem. Eu mă tem doar de Dumnezeu. Se face poliție politică încă în regimul lui Klaus Werner Iohannis, împăratul neîncoronat.